Dintr-o dată de astăzi s-a convocat de îndată Consiliul Local al orașului Târgoviște în ședință extraordinară la orele 15, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind asumarea de către orașul Târgoviște a costurilor finalizate pentru proiectul dezvoltare, modernizare și dotare infrastructurii operaționale de cadrul școlii numărul 2, orașul Târgoviște, județul Bacău, după data de 31.12.2023. Vreau să menționez, pentru început, prezența este următoarea, 13 membri prezenți, din care 2 online, așa și 4 absenți. Deci ședința este statutară. Supunem spre dezbatere și vot punctul 1 al ordinei de zi, de fapt singur, așa, adică de fapt ordinea de zi. Cine este pe? Deci, proiect de hotărâre privind asumarea de către orașul Târgoviște a costurilor de finalizare pentru proiectul, dezvoltare, modernizare și dotare infrastructură operațională din cadrul școlii 2, oraș Târgoviște, după data de 31.12.2023. Supunem spre dezbatere și după aia vot, ordinea de zi. Cine scrie? Sau cine să scrie? Comisia juridică. Pentru administrație publică, vot nefavorabil, 3 pentru, 3 abțineri, 2 pentru, 3 abțineri. Comisia economică, avis favorabil, 3 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia de urbanism, vot favorabil, 3 pentru, 2 abțineri. Trecem la dezbatere. Cine se scrie? Domnul Antoi. Stimați colegi și invitați, eu și data trecută am votat pentru și voi menține votul pentru că eu consider că un consilier local nu poate bloca sub nicio formă investiție în orașul Târgoviște. Fie că e din fonduri publice, private, europene, în acest caz mai ales că investesc 20 de milioane de lei, deci o investiție serioasă, nu 3 bănci sau eu știu ce coșul de gunoi. Și mai ales că vom stabili sau amaneta viitorul a 10 de generații de elevi de acum înainte. Nu trebuie să privim drobul de sare, că dacă nu e gata investiția, vom plăti, indiferent când vom plăti, 10, 20, 30%, tot înseamnă că primim 70% de la Uniunea Europeană. Deci tot e un procent important. Dar trebuie să fim optimiști, pentru că, în primul rând, toate firmele care au participat au aflat prin caietul de stat și că trebuie să termin până la 31 decembrie, deci dacă au licitat, ele știu ce înseamnă asta, că și eu lucrez în domeniu, nu te duci la o licitație că știi cum trebuie. Pe de altă parte, și asumă ele primele câștigătoare și asumă acest termen. În al doilea rând, avem și noi pârghii să-i stimulăm, să-i ajutăm. Și mă refer aici domnul primar și aparatul de specialitate, chiar și Consiliul Local. Există acel grafic de lucrări care e obligatoriu prin lege. Noi îl stabilim și îl negociem cu constructor. Putem să-i urmărim săptămânal, putem să-i urmărim chiar zilnic. Există, la fel, constructorul, cred că e de bună credință, repet, că și-a asumat un termen, va putea face program prelungit, vine vara, 10-12 ore, chiar și două schimburi, se poate lucra și seara, până la 10 noaptea, în interior, cu lumina aprinsă chiar mai mult. Vedeți cum se lucrează și la autostrăzi, care vor și care pot. Vor putea lucra 6 zile pe săptămână, chiar 7 zile pe săptămână. Vreau să vă amintesc, poate ați văzut la Onești, firma, nu știu ce firmă face, nu fac reclame, care reface instalația de apă, rețele de apă în Onești. Eu am văzut duminica lucrând, tăind asfaltul duminica. Deci se poate lucra și aici, mai ales că nu afectează nici măcar circulația. Deci sunt pârghii, să fim optimiști,
indiferent ce procent, și să mergem spre procent de 100% că va fi realizat, oricare va fi, și mai ales că, cred că în țară sunt zeci de aceste cazuri, și dacă, și nu cred că vreun consiliu local va bloca o investiție, chiar aș fi curios dacă noi l-am blocat, să vedem câte din țară am blocat, pentru că sunt zeci de cazuri de proiecte interioare, poate chiar sute, și nu cred că vreun consiliu local va bloca o investiție, de frica că ne cade drogul de sare, că nu va termina lucrarea. Deci, încă o dată, nu uitați, stimați colegi, că suntem aici nu pentru a bloca, ci pentru a construi. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Altcineva? Poftiți, domnule. Da. Am fost dezamăgit că am primit o adresă din partea școlii 2, semnată domnul director, profesor Eduard Ștefan, din care spune așa, ca urmare a hotărârii Consiliul Local din 31.1.2020, prin care s-a decis continuarea proiectului de reabilitare a școlii generale numărul 2. Pe 31.1. noi nu am votat așa ceva. Respingerea sau necontinuarea lucrărilor. N-a fost niciun proiect de hotărâre, a fost o respingere proiectului. De asumare. Nu că ne-am opus, Consiliul Local s-a opus finanțării acelui proiect. Cum? Așa scrie. Așa scrie. Așa scrie. Ne-am opus așa de fapt. Da, și ar trebui Consiliul Local, nu ar trebui să lucreze sub presiune, fiecare consilier local ce asumă votul, Consiliul Local, ce spunea domnul Cristian, nu e reabilitat în licitații de nimeni, în parte din Comisia de Recepție a Lucrărilor. Nu cred că face parte ceva din Consiliul Local. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Avem chestia Cadvilu sau firma care lucrează la 23 de străzi. Nu cred că este în grafic la ora asta. Nu vreau să se întâmple același lucru. Este un proiect foarte bun, nu suntem de acord, dar nu suntem, nu suntem de acord cu asumarea răspunderii către Consiliul Local. Dacă, așa, asumarea, vă citesc din preambulul legii, că nu suntem... Numai dacă beneficiarul se asumă acoperirea integrală costului de finalizarea investiției și proiectul după data 31.12.2023. Deja suntem la 1 februarie. Este o, așa spune la multor constructori, este că e termen foarte scurt, de 6 luni de zi, terminul a lucrat de genul ăsta. Deci noi, eu voi vot, vă mai obțină la vot, acesta nu sunt de acord cu proiecte, cât 2018 a fost reproiectat în 2021, nu s-a văzut că este stația de gaze acolo, s-a reproiectat asta, sala de sport. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Altceva? Eu am venit și eu în materiale privind aceeași adresă. Eu zic că domnul director a fost foarte precis. Necontinuarea proiectului de reabilitare se datorează faptului că nu ne asumăm răspunderea. Asta era o condiție pentru a continua proiectul. Eu așa am înțeles. Îmi spuneți dacă cumva am înțeles greșit. Neasumarea răspunderii înseamnă că acest proiect nu continuă. Eu îmi doresc în continuare să facem școala 2 așa cum am realizat-o și pe școala 1 și sunt convinsă că acel constructor are tot interesul să-și recupereze banii, având în vedere că în 2024 nu știe cât este de generos bugetul sau nu. Eu îmi doresc de asemenea ca, după ce se finalizează școala 2, să găsim soluția și pentru liceul tehnologic și tot așa să facem front comun, umăr la umăr, să reușim și pentru această școală să facem ceea ce trebuie și Târgu Ocna să aibă un învățământ modern și de calitate și prin dotările și spațiile pe care le gestionează. Mulțumesc frumos! Prin asumarea asta înseamnă că Cotucul va primi bani, integral. Nu e nicio problemă din partea Cotucul, nu va primi bani. Asumarea înseamnă că... Nu se primește integral, se primește în funcție de lucrurile exact. Da, asumarea asta este. Asumarea că va plăti Cotucul, va primi toți bani. Nu e problema de bani la Cotucul. Nu ne împurcăm în acolo. Nu, chiar nu ne împurcăm. Exact. Iar asumăm că îi plătim tot. La zic. Mulțumesc. Altcineva? O întrebare, m-am întrebat de aici, din sală, poate nu poate la municipiul, poate domnul primar sau ceva.
cum de s-a ajuns la întârzierea asta? De ieri și ieri, la ieri și ieri proiecte, tot timpul rămânem pe ultima zi. Cine este de vină pentru întârzierea asta? De am ajuns să hotărâm în ultima zi. Că nu e prima dată. Cine e de vină? Cine a tergiversat? Cine a întârziat proiectul ăsta? De am ajuns noi să fim forțați cu pistolul la tâmplă să votăm. Cine este de vină? Asta vreau să știu. Întrebare. Cine a tergiversat? O să primiți răspunsul. Alții nu avea. Da. După răspunsul. Din consiliu. În primul rând, bună ziua tuturor. Mulțumesc, distinse doamne și domnul consilier local, că după o zi de dezbatere de acum de luni, astăzi de marți, astăzi joi ne-am reîntâlnit, pentru că această problemă este foarte importantă pentru comunitatea de Ogna. Această investiție este a orașului de Ogna. Nu este a executivului primăriei, nu este a primăriei, nu este a consiliului local, ci este a orașului de Ogna și noi suntem reprezentanții acestui frumos oraș. Apreciez și mulțumesc conducerii și echipei de management de la școala numărul 2, care luând act de proiectul de hotărâre, de respingerea proiectului de hotărâre de marți, s-a mobilizat și înseamnă că lucrul acesta preocupă și pe dumnealor și spune ce este de făcut, ce trebuie să facem. Pentru că este foarte simplu să abandonăm sau să stăm pe margine și să căutăm vinovați. De multe ori, sau de când am preluat eu acest mandat, am venit și am spus că cu toată responsabilitatea voi veni în fața dumneavoastră și n-am niciun motiv nici să păcălesc, nici să duc în eroare, nici să trag de timp și echipa administrativă din Primăria Târgu Ocna este cea care face ca toate proiectele asumate de administrația publică a orașului Târgu Ocna, primăria și consiliile locale, consiliul local actual și consiliile locale precedente, să le ducem la bun sfârșit. Orașul sau umanitatea are nevoie permanent de dezvoltare. Dezvoltarea se poate face doar prin proiecte durabile, sustenabile și de mare anvergură. Aceste proiecte, indiferent ce am dorit să facem noi, cu fonduri proprii și cu banii care îi strângem noi din impozite și taxe, nu vom dovedi niciodată să putem să dăm înainte. Este ca o structură, pornind de la cea mai mică structură, de la individ sau până la familie, nu poți să faci ceva fără dezvoltare și fără un sprijin. Indiferent ce sprijin este acela. Că este sprijin al local, că este sprijin județean, guvernamental, ministerial și avem noroc că facem parte din această Uniune Europeană. Care, pe lângă faptul că Uniunea Europeană nu este acel organism care face pomană sau care ne transmite niște sume în baza unor situații fără reguli. Dacă am dorit să intrăm în Uniunea Europeană, ne-am asumat niște reguli și trebuie să le respectăm cu toții. Și Uniunea Europeană a stabilit foarte clar niște etape de alocare a unor sume. Pe mai multe programe. Programul 2007-2013, 2014-2020, 2020 și celelalte. Iată că suntem în anul 2023, când aceste programe ale Europei, nu ale Târgu Ocnei, nu ale județului Bacău, nu ale României, s-au translatat unele peste altele. 2007-2014 s-a dus până în 2018, 2019, 2014-2020 s-a dus până în 2023, când se închide 31 decembrie 2023 și nu suntem siguri că se închide. Dar astăzi, pe legislația pe care o avem europeană, termenul limite este 2023, 31 decembrie. Și atunci trebuie să facem tot ce ne este în putință, că dacă avem nevoie de dezvoltare și am avut nevoie și am scris proiecte și au fost proiecte sustenabile și au fost evaluate și au fost câștigate de orașul Târgu, lucrul ăsta ne onorează, dar ne responsabilizează totodată. Și acum hai să intrăm în subiect. De ce pe ultima sută de metri? Haideți să demonstrăm că nu este ultima sută de metri. Primim în data de și eu permanent am stat cu ușa deschisă către toți membrii Consiliului Local, către toate forurile politice din oraș, care au fost interesate de proiecte și de dezvoltare și diversele lucruri care se întâmplă în acest oraș. Solicitarea de clarificare numărul 13, programul operațional regional, apel POR 317-10-1, creșterea gradului de participare,
data de 19 ianuarie 2023, numărul 2227. Stimate, domnule primar. Da? Solicitarea de clarificare numărul 13. Vine cu preambulul ce se întâmplă cu toate și prezintă toate legislația și zice așa, la punctul 5. Pentru că sunt mai multe puncte care ne-au solicitat. Dar noi ne-am adunat aici și trebuie să dezbatem pentru a lămuri această situație. Având în vedere prevederile articolului 18, completarea condițiilor generale privind supracontractarea proiectelor, acolo unde este cazul, din secțiunea 1, condiții specifice aplicabile programului operațional regional 2014-2020, anexa numărul 1, condiții specifice la contractul de finanțare respectiv, alineat 1, în cazul în care se depășește nivelul maxim de absorție sau în caz de dezangajare la nivel de program, beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului contract, cererea de finanțare și anexele acestuia, ghidului solicitantului și legislația națională europeană în vigoare. Autoritatea de management va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații. 19 ianuarie 2023. Articolul 2 sau aliniatul 2. Vă rugăm să transmiteți un document distinct asumat de beneficiar din care să rezulte că acesta își asumă acoperirea integrală a costurilor de finalizare a investiției și proiectului până în data de 31 decembrie 2023, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materia închiderii programelor operaționale 2014-2020, în situația în care activitățile proiectului depășesc data de 31 decembrie 2023. Și apoi mai vine o întreagă aici, încă, și aici sunt documentele din spate. Unde este vina noastră? Dacă în data de 19 ianuarie primim acest document în care ni se spune că trebuie să încărcăm această documentație. E undeva? A, aici. Domnul președinte. Termenul de răspuns este 26 ianuarie 2023. Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySmith, vă recomandăm că la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile instrucțiunii semnătură digitală, postatul și nu știu ce. Persoana de contact din partea AEM, unitatea de implementare a DNOS, este doamna și nu știu ce. Bun. 19 ianuarie. Păi noi știm că pe data de 31 ianuarie avem ședință de Consiliu. Și în condițiile în care noi trebuia să ne asumăm ca beneficiar, pentru că orașul este beneficiarul, nu Târgu Ocru, nu primarul, nu Consiliul Local, nu structura urbanism, nu structura școala 2, nu, orașul Târgu Ocru. Am cerut printr-o adresă, imediat o și spun, aici, am solicitat prelungire cu 7 zile. Pentru că știam că pe data de 31 este ședință, zic să se facă documentele de închidere, semnare, documente, asumare și apoi să avem 2 zile. Și primim răspuns. Cod MySmith. În data de 27 ianuarie am făcut. Deci am primit-o pe data de 19. A fost weekend-ul cu acele zile 27. Transmite, nu, am trimis-o pe data de prima zi 24. Sau 20 și imediat prima zi. 20. Și pe data 27, cu numărul 3021, primim răspuns, stimate domnule primar, privitor la titlul dezvoltarea, modernizarea și dotarea, decizii prelungirii termenului. Referitor la solicitarea transmisă în data de 26 ianuarie și înregistrată cu OI numărul, nu știu ce, vă informăm că unitatea de implementare este de acord cu prelungirea termenului de răspuns cu 5 zile lucrătoare la solicitarea de clarificări numărul 2227 din 19 ianuarie. Termen de răspuns actualizat 2-a-2-a-2023. Director Cristian Zamon, director de programe și nu știu ce. Deci noi am cerut 7, ne-au dat 5. De-aia suntem astăzi aici, pentru că noi am pus pe ordinea de zi, pentru ședința de 31, pe data de 31, poate. Și apreciez faptul că poate nu am înțeles cu toții, poate sub emoție, poate sub presiunea timpului, poate sub oboseală, a fost rezultatul care a fost. Și atunci, mie, în calitate de primar, dacă eram un om comod, veneam și spuneam, domnule, asta e, s-a votat, s-a adoptat, trimiteam în spate hotărârea, așa cum era ea, și mergeam mai departe. Care, indiferent care ar fi fost consecințele. Dar noi suntem aici să facem tot ce ne este în putință necesar, și așa am jurat acum 2 ani de zile, că vom face tot ce ne este în puterea noastră ca să ducem
spre binele locuitorilor. Binele locuitorilor, fiecare îl înțelegem așa cum îl înțelegem. Bun. Deci aici se vedea, deci care este întârzierea sau care este rea voință. Pe partea asta. Am participat personal ieri la ședința de Consiliu de Administrație, pentru că am vrut să facem ședința de Consiliu ieri. Dar știam că trebuie să aibă loc Consiliul de Administrație și nu aveam când să suprapunem două întâlniri imediate. Haideți să vedem acum, să dezvoltăm puțin subiectul care l-am dezvoltat și la ședința precedentă. Și apreciez aici că sunt toți directorii și coordonatorii instituțiilor de învățământ din oraș. Ideea, lansarea, programul 2014-2020 și prima idee și primele ghiduri au apărut la sfârșitul anului 2017. Când a apărut posibilitatea ca fiecare administrație să depună proiecte. Dacă era o administrație neimplicată, poate că nu depune niciun proiect. Sau poate depunea doar unul. Dar atunci au fost depuse 3 proiecte pe finanțare europeană, sau 4, din care 3 au câștigat. Valorificarea turistică, școala numărul 1 și școala numărul 2. Data depunerii proiecte. În aceeași zi. Nu. 14 mai 2018 depune proiect școala numărul 1. În același moment depune și școala numărul 2. Fiecare a început după aia pe culoarul său. Au primit un cod de înregistrare și au plecat pe circuit. Școala numărul 1. Cere de aprobare de finanțare 28.03.2019. După aproape un an de zile, cât au schimbat și au analizat-o și au făcut-o. Deci, aproape un an. 10 luni. Data de punere, în data de 28.06.2018, primim o adresă că este trecut în lista de rezervă din cauza epuizărilor fondurilor pe axa numărul 10, școala numărul 2. Instrucțiunea 135 de la autoritatea finanțatoare ne transmite lucrul ăsta. Ne-a dus în lista de rezervă. Și atunci, cu optimism, am spus, dar de ce? Că noi am depus două proiecte similare. Și adică, nu puteau fi în lista generală două proiecte ale aceleși unități administrative. Pentru că Uniunea Europeană avea un fond alocat către toate instituții și către toate autoritățile. În data de 23 ianuarie 2020, deci iată după 2 ani de zile, prin instrucțiunea 135 emisă de autoritatea finanțatoare, ne anunță că se reia procesul de verificare și selecție pentru cererile aflate în lista de rezervă, conform adresei 9315 din 24-a 7-a. Deci ei iau decizia în 23 ianuarie 2020 că vor relua, dar nouă ne transmit adresa pe 24-a 7-a 2020, după 6 luni. Mergem mai departe. Școala numărul 1. Primește cerere de aprobare pentru finanțare în 28.03.2019. Școala numărul 2. În 7 mai 2021, ADL face o vizită în teren cu specialiștii și ne solicită o schimbare de soluții pentru construirea sălii de sport. Pentru că au constatat că în laterala școlii este acea stație de gaz cu acea conductă magistrală care traversează școala pe dedesubt, fără niciun plan, fără niciun nimic. Și atunci au spus, ori schimbați voi conducta pe banii voștri și rămâne proiectul așa și o scoateți conducta pe unde scoate-o, ori dacă nu schimbați amplasamentul, pentru ca să ne încadrăm. Păi și atunci, ce era de făcut? Să schimbăm o conductă de gaz care ne-ar fi trebuit, conductă magistrală care ar fi trebuit nu știu cât, sau schimbăm proiectul? Cheamă proiectantul, cheamă avizatorii, hai să vedem unde o încadrăm, pentru că o sală de sport trebuie să aibă niște dimensiuni. Și chiar și în condițiile astea, deci pe 7 mai a fost vizita în teren, noi pe 12 mai am depus cererea de finanțare. Pentru că am chemat proiectantul și cu consultantul și am zis, da, se poate să o schimbăm. S-a semnat contractul de finanțare în 16 septembrie 2021, după 4 luni. Semnează ministerul. Pentru că a fost în analiză. Între 16 septembrie și până pe 1-4-2022 s-a actualizat studiul de fezabilitate, schimbarea scenariului din cadre de lemn în scenariul numărul 2, cadre de beton, pentru că schimbarea soluției de sală de sport dintr-un amplasament în altul, și l-avem aici, către proprietatea familiei fostului domn profesor de geografie și apropiindu-te niște proprietăți private, nu a mai permis
cadre de lemn. Pentru că sistemele de siguranță la incendiu nu mai permit lucrurile. Și au spus sisteme de cadre de beton. Și s-a refăcut din nou toată proiectarea. Făcându-se proiectarea asociată cu corpul de clădire de anexă. Pentru că în corpul de clădire de anexă, acolo să fie tot ce înseamnă sistemul de sanitar, încărcarea de... și să rămână doar selele de sus, ca utilitate. Aici o întreagă nebunie și în parte nu mi-aduc aminte dacă pe administrația actuală, deci pe managementul cu domnul director sau cu colegii dumneavoastră de înainte, au fost toate. Să vedem, ne rămân numărul de săli, cum le așezăm, cum le punem, mai punem perete, mai punem aia. Nu, înainte sau cu dumneavoastră, nu mi-aduc. Cred că cu managementul de înainte. Da. Și ne-am preocupat de lucrul ăsta. Bun. Mergem mai departe. După ce se fac toate astea și primim avizele, studiul de fezabilitate și cu documentația actualizată s-a terminat în 1.04.2022. Cu toate schimburile de discuții între ISU, între vecinătăți, între avize, între gaz, între electrica și toate alea. 1.04.2022. Dacă facem o paralelă cu școala numărul 1, toată nebunia asta, în contractul de proiectare și execuție, deci cu licitație finalizată la școala 1, s-a întâmplat în 28 mai 2020. De ce este decalaj? Noi, împreună cu dumneavoastră, în 1.04.2022, cred că am avut și ședință de consiliu, când ne-am însușit atunci indicatorii tehnico-economici. Un rând de indicatori tehnologici, de indicatori tehnico-economici de la data respectivă. În data de 9 mai 2022, s-a emis de către ADR Nord-Est avizul 18.905. Adică au validat studiul de fezabilitate. Cred că imediat după asta am făcut o ședință de consiliu, după aviz. Până în august 2022, sau a venit anul 2022 și a început nebunia. Aveam niște indicatori tehnico-economici. Anul 2022 a dus la nebunia ce s-a întâmplat la nivel mondial sau european, cu criza, și s-au schimbat toate prețurile. Și a trebuit o legislație, pentru că nu exista legislație la momentul respectiv ce se întâmplă cu proiectele și cu investițiile care nu fusese licitate. Cele care erau în execuție, a apărut ordonanța 15, care spunea, doar este în execuție, înmulțim cu nu știu cât coeficient și actualizăm prețurile. Nu spunea nimic de contractele aflate în derulare sau cele care erau în analiză la vremea respectivă. Și le-am blocat. A zis, domnule, păi noile valori au crescut cu 20-30% și nu avem legislație. Până n-a fost la nivel național criza cu acel constructor la nivel de autostrăzi, când au spus că plecăm acasă, închidem tot, pentru că nu se mai poate, onorabilii de la Uniunea Europeană n-au deblocat un aviz către guvern ca să spună, mai emiteți o ordonanță, 64, în care includeți și această categorie de lucrări și indicii de actualizare să fie raportați la luna precedentă. Pentru că ei au calculat niște indici de la anul 2021, nu știu cât erau niște valori acolo. Și au zis, nu, la fiecare situație de plată actualizăm cu indice valorilor de materiale, doar la materiale, nu la manoperă, a lunii precedente. Și a apărut ordonanța 64. Și în condițiile astea, noi aprobăm demisul general, ca urmare a ordonanței 64, în 31.08.2022. Acum 4 luni de zile. În luna septembrie 2022, până în octombrie 2022, am pregătit documentația de lansare licitației. Pentru că nu este simplu să faci o licitație cu un deviz general de 19.977.000 de lei. 23.12.2022, n-a contat că au fost sărbători, s-a terminat licitația și am intrat în evaluare. O evaluare, indiferent de ce tip de investiție, are trei etape. Eligibilitatea, care înseamnă DUAE, și acolo trebuie să verifici exact ce, dacă se încadrează, nu se încadrează, și dacă ăla nu-l are, faci corespondență cu el, iar ăla te întreabă, dar de ce ăla are ceva și eu n-am, și invers. După are evaluarea tehnică, care acolo fiecare constructor, așa cum spunea domnul consilier Antohie, își prezintă capacitățile de producție, materialele, cum face, cât ia, care e numărul de utilaje, manoperă și toate celelalte. Și după care evaluarea financiară, ultima. Nu poți să treci de la una și nici nu știi care e valoarea acela. Adică dacă nu treci etapa și nu validezi și nu închizi, nu știm care e concurentul. Și vă spuneam și acum 3 zile, 2 zile, că sunt doi concurenți, două asocieri de firme. Este o asociere de firme
formată din 6 sau 7 asociații cu un constructor local și o asociere de firme cu 7 sau 8 cu un constructor din Iași. Ăștia sunt în dezbatere. Că dacă i-am fi avut și știam care din ei este câștigătorul, era astăzi aici. Mi-a, domnule, dumneata, ești împuternicit? Hai să vedem cum ne asumăm. Împreună cu echipa de management. Să știți că o derulare a fiecărei investiții nu o face un singur om. Și nici măcar primarul, și nici măcar un consilier sau un funcționar. O fac o echipă. O echipă condusă de primar, cu arhitectul șef, cu șeful biroului financiar contabilitate, cu șeful de la investiții, cu șeful de la achiziții, cu, și cu alți specialiști pe parte tehnică și ce mai sunt acolo economic. Și noi sperăm ca data de 10 februarie, adică peste 10 zile, și cea de-a doua etapă să o încheiem și să trecem la financiară și să putem să închidem licitația. Aici suntem astăzi. Unde este? Cine este? Vina cui? Iată că nu este... dacă era cineva vinovat, îl aduceam mai și ridicam în picioare. Uite, tu ești vinovatul și te punem la colțul rușinii. Bun. Am făcut verificări și v-am spus, nu suntem singuri la nivel de localitate. Și la o primă căutare, și chiar vă rog să verificați un pic aplicațiile electronice de achiziții, la nivel, numai la nivelul zonei noastre. Orașul Comănești. În aceeași situație, cum pasă în urma noastră, pentru că n-au lansat licitația. Lucrări de execuție și lucrări pentru obiectivul de investiții, modernizare și reabilitare, Colegiul Tehnic Neve Carpen din Bacău. Da? Cu valoare de 8.599.758 în moneda lor. 1. Autoritate contractată. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Columbescu, județul Bacău, orașul Comănești, Republicii numărul 86. Valoare 9.235.853. Autoritatea contractantă, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău. Valoare 21.135.558. Iată că nu suntem singuri, numai aici în zonă. Aceleași proiecte europene, aceeași finanțare, cu un pas în urma noastră și ei merg la fel de înainte. Haideți să vă citesc acum comunicatul de presă a Ministrului Fondurilor Europene din data de 5 ianuarie 2023. Printre obiectivele asumate, și aici face comunicat de presă, printre obiectivele asumate pentru anul 2023 se numără simplificarea și debirocratizarea procesului de accesare a fondurilor europene, continuarea sprijinirii persoanelor vulnerabile, consolidarea parteneriatului cu mediul de afaceri și instituțional. Și vine aici la punctul, de aici începe comunicatul și undeva la punctul 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, zice așa, acoperirea riscului de decomitere aferent tuturor programelor operaționale 2014-2020, prin declarații de cheltuieli care să permită atingerea unui grad de absorție a fondurilor europene peste 95%, o absorție de peste 6 miliarde de euro aferente perioada de programare 2014-2020, aferentă anului 2023. Mă, ce înseamnă comitere? Comitere înseamnă a face, decomitere a nu face, a nu implementa. Deci Ministerul Dezvoltării ca organism al statului român se preocupă ca să creștem fondul de absorție în data de 5 ianuarie. Deci aici suntem cu situațiile. Și atunci, domnilor și doamnelor consilieri, de aceea am revenit cu acest proiect de hotărâre, pentru că este foarte important. Puteam foarte bine să mergem și să discutăm câteva minute mai devreme, că ar putea să cadă drogul de sare. Și ar putea să cadă în 31 decembrie. Dar ar putea să cadă sau să nu cadă. Iar dacă o să cadă, putem să nu ne producă pagube. Pentru că știm că ar putea să pagube. Ce-ar fi fost să nu fim înștiințați din timp și ne trezeam în noiembrie? Bă, uite care-i treaba, mai aveți de tras nu știu cât și n-ați fost în stare. Haideți acum să intrăm pe cifre, dacă îmi dați voie. De vizul general,
19.997.965, cu tot cu TVA. 20 de milioane de lei. Bun. Noi acum am finalizat licitația, sau finalizăm licitația de lucrări. Și haideți să mergem un pic acum din ce se compune acest proiect. Proiectare și asistență tehnică. 600.950. 3% înseamnă. Care vrem sau să nu vrem, indiferent ce am face, banii ăștia s-au dus pentru că proiectarea are loc. Verificare tehnică proiect. 17.850, care înseamnă 0,09%. Care vrem sau nu vrem, banii i-am dat. Proiectul de execuție, cel care îl avem acum în licitații, valoarea este de 15.204, 76,11%, din care materiale 10.643.485, înseamnă 70%, manopere 4.561.393, 30%. Cam aici este raportul. Pe prețurile de acum și pe valorile de manoperă neactualizate, pentru că valoarea de neactualizată de manoperă, pentru că în construcții până la 31 decembrie salariul minim pe economie era 2000, nu știu cât, 3000 și acolo 4000. Deci iată că și aici se mai modifică manoperă. Comisioane plus taxe plus cote, care se plătesc la instituțiile statului. 119.000, 0,60%, astea s-au plătit deja. Avem capitolul de dotări. 1.324.925, care înseamnă 6,63, 7%. Păi, dacă din momentul am hotărât ce facem astăzi mai departe, se închide licitația pentru execuție și dăm drumul că suntem cu documentația gata pentru dotări. Deci dotările oricum le aducem. Și atunci nu mai va fi cum am făcut la școala numărul 1, când am așteptat să facem, pentru că aveam și intervalul de timp și era și o altă dimensiune a investiției. Și atunci dăm drumul la dotări, ca în perioada asta să tragem tot 100% din dotări. Deci, practic, dotările le vom avea puse într-o magazină. Consultanță. 178.500, 089. Care, în condiții normale, dacă se duce până la 90 proiecte, oricum se cheltuie banii ăștia. Studiul de fezabilitate, studii de teren, avize 49.147. Toate dosarele astea de pe aici. Care astea oricum s-au făcut. Și și banii sunt plătiți. Dirigenție de șantier, 119.000, care înseamnă 0,60%. Diverse și neprevăzute, 1,19%, 237.596. Publicitatea, pentru că face parte din programul european și trebuie să existe publicitate, 19.069,010. Rezervă de implementare, 1.771.459, 8,87. Asta este această rezervă de implementare, e valoarea actualizată pe baza ordonanței 64, pe legislația de până acum. S-ar putea în martie să ne mai trezim cu legislații, cu ceva. Nu știm. Haideți să vedem acum cum ar evolua proiectul. Finalizarea licitației 20 februarie 2023. Dacă emitem ordinul de începere lucrări 1 martie 2023, juridic, asocierea proiectare și execuții are termen de 90 de zile de proiectare. Care înseamnă 90 de zile maxim, 1 martie, 1 iunie. Noi mergem pe varianta maximală, pentru că e juridic și scopul ăla e. Execuție rămâne 1 iunie, 31 decembrie 2023, 180 de zile. Păi, 180 de zile înseamnă, și în contract sau în asumare, erau 300 de zile. Deci, practic, noi avem un minus de 120 de zile. Dacă reducem termenul de proiectare cu 60 de zile, adică cu 2 luni, pentru că proiectarea merge cu execuția, practic creștem la 240 de zile. Și atunci avem un plus. Dacă se reduce termenul de execuție cu 30 de zile, în condițiile în care se lucrează doar 8 ore pe zi și asta, vom ajunge la 270 de zile. Deci avem un minus de 30 de zile, juridic și efectiv făcut. Dacă se va utiliza de către constructori de semnat capacități suplimentare, ore suplimentare și zile suplimentare, practic vom ajunge la 100%. Aici este pierderea. De la 270 la 300 de zile. Păi și cum să nu ne asumăm noi acum o lucrare care avem juridic șanse cu un minus de 30 de zile să spunem noi acum, domnule, nu ne asumăm. Bun. Mergem pe varianta că din tot ce avem sume de tras în ultimele 30 de zile, constatăm că avem într-adevăr 60 de zile întârziere.
Suntem cu lucrarea de 80%, dotările 100%, taxe, avizii, ce mai sunt, dirigenții și toate consultanțe și toate alea, alea sunt 100% rezolvate și avem materiale și manoperă 80%. Păi putem să utilizăm ăsta din, nu știu cum îi spune la ei, clarificarea sau nu știu cum se cheamă, în care putem să mai aprovizionăm materiale care pot fi puse în operă și trase valoarea din ea și atunci mai reduci un 10% din asta pentru că le ai în stoc și faci proces verbal de custodie și le ai în magazin și ce vorbim aici, var, nu știu, care ajung la urmă, gresie și ce o mai fi acolo, așa? Și practic ne învârtim la jurul la 20%. Bun, 20%. 8% avem obligația noastră să o punem. Deci rămân 12%. Pentru că și noi avem 2%. Iertați, 8% e partea guvernului. Deci, practic, uitați, cam aici suntem cu sumele pe care trebuie să le asumăm. Și am făcut un calcul simplu. Și vorbeam mai devreme cu colegii din Comisia Juridică. Păi dacă la finalul 2023 pe proiectul ăsta rămâne 1 milion neimplementat, să spunem, 1 milion. Dobânda pieții sau dobânda financiară e 10%, înseamnă 100.000 de lei. Păi oare nu se merită ca să facem atunci o linie de finanțare sau să avem asigurată până atunci o linie de finanțare în care ne asumăm să punem încă 100.000, dar știm că am făcut o investiție de 20 de milioane? Avem 2 milioane de rezervă. Nu am implementat 2 milioane, care înseamnă mult. Ori 10% dobândă înseamnă 200.000. Deci asta ar fi pierderea orașului de 200.000. Dar nu cumva, dacă mergem pe eligibilitate, și noi spunem astăzi că nu. Și a apărut așa în mediul online că să translatăm proiectul ăsta pe viitoarea pe viitoarea linie de finanțare. Păi hai să ne gândim acum. Ce? Odată, primul lucru, că nu îndeplinim indicatorul de performanță. Adică avem un proiect nerealizat. Și într-o competiție cu viitoarea finanțare, vom avea cel puțin un punct minus la calificare, pentru că n-ai pus un obiectiv, n-ai implementat un 100%. Și într-o concurență corectă cu alt competitor, ăla o să spună, păi de-astea nu, eu le-am dus pe toate, mai îmi dai un punct. Ăla, dacă n-a dus, stai un punct. Minim. Doi. Ce garanție avem pentru că liniile de finanțare pentru și contractele ăsta, caietele de sarcini, nu au apărut? Ce garanție avem noi astăzi? Că toată documentația asta de aici mai este valabilă. Avizele nu mai sunt valabile, studiul de fezabilitate nu mai e valabil, studiile TOPO și GEO sunt valabile doar un an, ele sunt expirate că sunt făcute din când sunt făcute, și o luăm iar de la capăt. Bun, să presupun, bani iarăși, să presupunem că toate hârtiile astea sunt perfecte și ne-am încadrat cu el. Deși eu nu cred, pentru că Uniunea Europeană, vedeți că exercițiul de exercițiu vin cu altceva. Doresc energie verde, doresc nu știu de care, cortine retractabile, acoperiș cu nu știu ce, iarbă, regenerare urbană, tot felul de alte minuni. Dar să presupunem că ne încadrăm. Ce șanse avem noi să știm că proiectul va deveni eligibil? Că nu știm care e valoarea, nu știm care sunt prețurile. Astăzi avem 20 de milioane pe o investiție. Dar atunci ar trebui să iasă din calculul 30, 40, nu știu cât iese. Și atunci ce garanție avem noi că vom mai putea să facem proiectul ăsta? Să zicem că avem și garanția asta. Și de ce să obstrucționăm noi ca două generații de copii care durează 5-6 ani, că 2014-2020, suntem în 2023. Deci dacă mergem cu același ecart, ne vom duce prin 2028-2029 cu potențiala cupă de excavator în școala numărul 2. Păi haideți să vedem. Astea sunt lucrurile pe care eu le pun pe masă. Să le analizăm. A, mai avem o problemă. Următorul exercițiu financiar se discută, nu sunt date certe, dar cofinanțarea urcă la 30%. Păi și ce facem atunci? Dacă acum punem 2% și ne gândim de unde scoatem noi 1 milion de lei și dacă urcăm la 30% și aia ne dau 70%, nu cumva pierderea este exponențială la vremea respectivă? Dacă acum localitatea nu are bani, va avea atunci un sac cu bani și atunci. Eu cred următorul lucru. Că asta înseamnă dezvoltare a comunității și dacă nu investim în primul vector, învățământul, în ce să investim? Dacă făceam o clădire cu destinații de cultură, destinații sportive, destinații, nu știu, recreative, doar hai că te cheia cu mărgăritare, trebuie nou acum.
dar investim într-o școală. Și investim într-un paralelism a școlilor. Pentru că orașul Târgu Ocna, am spus și acum două zile, că are șansa ca prin munca executivului și a administrațiilor actuale și precedente, într-o unitate de timp din 2017 și până în 2023-2024, să aibă întreg sistemul de învățământ reformat, cu o construcție nouă creșă, cu două grădinițe cu program prelungit, moderne și actualizate și făcute, cu două instituții de învățământ gimnazial, cu tot ce înseamnă confort, sală de sport, teren de sport și toate celelalte, cu un alt spațiu pregătit, cum este școala 3, pentru că la rămâne disponibil pentru tot ce înseamnă activități sociale post-școală, așa, și avem Colegiul Național, care înseamnă și ăla este pregătit și finalizat. Noi vorbim de 5 lucruri reale și certe. Și dacă merge și ne va ieși și proiectul cu PNRR, cu dotarea instituției de învățământ, liceul tehnologic și grădinița Floare de Colț, în aceeași unitate de timp, pe parte de dotare, și școala 3 pentru after school și ce mai e acolo, și clubul elevilor, să vedem acum dacă se califică și clubul elevilor, dacă îl asociază cu instituții de interes local, vom avea întreg sistemul. Deci, practic, cel care deschide ochii tânărul din Târgu Ocna zilele astea, va avea un parcurs de 12 ani în condiții normale și firești. Aici trebuie să ne gândim noi și să nu facem niciun rabat și niciun minus. Pentru noi este o mare provocare. În primul rând și pe unii ca executiv și al doilea rând pe executivul din primărie, pe tot ce înseamnă sisteme, pe dumneavoastră, pentru că ne vom întâlni și ne vom zbate, cu, spunea și domnul, să urmărim lucrările astea. Aici suntem. Dumneavoastră veți decide. Eu am venit și am pus toate lucrurile pe masă, astea sunt calcule, astea sunt cifrele, aici sunt documentele și aici suntem. Cum decideți dumneavoastră? Pentru că nu aveam ceva să vă spun aici. Vorbim aici că permanent s-a făcut o paralelă între unități mai performante, mai puțin performante, că unii se fac și unii nu se fac. Îmi pare rău că nu este domnul consilier aici. Păi vedeți și orașul Comănești, care e aici, peste 20 de kilometri. Suntem singurile localități care implementăm aici, pe valea asta, fonduri europene de învățământ. Dărmăneștiu nu are. Dărmăneștiu scrie acum proiect pe PNRR. N-a avut pe POR. Oneștiu a avut pe... Nici Oneștiu n-a avut pe POR. Pe învățământ. Și noi avem. Și atunci veni și spune că n-avem, că nu facem, că nu aia. Infrastructură. Localitatea care a avut statutul de oraș stațiune turistică a primit acel proiect. Noi și cu Vatra Dornei. Sau cu Vatra Dornei, da? Două localități pe ăsta. E ușor să arunci cu noi. Nu sunt proiecte, nu sunt făcute, stăm degeaba. Nu este așa. Administrați și dumneavoastră, că sunteți ordonatori terțiari de, sau sunteți investitori în mediul privat. Ce înseamnă să administrezi 20 de milioane plus încă 20, plus încă 20, în același timp? Și cu încredătura lor, că nici noi nu le mai știm, că uneori le mai știm, băi, dar stai că parcă am dat răspunsul. Nu, că era mai lat. Aici este provocarea. Nimeni nu stă degeaba, nimeni nu maximizăm tot ce înseamnă și aceasta este echipa. Aici, toată. Alta noi. O mână de oameni care tot timpul sunt huliți, tot timpul sunt făcuți că sunt incompetenți, tot timpul că, așa cum spunea, să se ridice ăla care, care n-a făcut, care a greșit, care n-a făcut. Doar nu cumva să arătăm întâi la noi așa? Bă, oare eu ce-am făcut? Eu ce-am făcut? Pentru că de aici putem să pornim. Și chiar apreciez faptul că câte discuții au fost cu școala 1? N cu școala 1 și de câte ori, cu constructorul, nu mai vorbesc. Cât ne-am dat înainte, apoi am pus balustradă din inox și apoi am aruncat-o la gunoi. Pentru că și-a asumat că a făcut o greșeală constructorul. Și-a asumat. Pentru că nu îndeplinea nu știe distanță între țevile alea. Pentru că luase balustrada model gimnaziu. Nu gimnaziu, liceu. Și când au venit și au văzut, păi stai un pic, nu se potrivește, că aici e copilul mic și bagă piciorul și sare. Aoleu, păi stai un pic. Și și-a asumat-o, nu a comentat că nu am greșit, nu am știut, am greșit. Aici e problema. Și atunci, constructorii, deși sunt o mână de oameni în zonă, știți ce înseamnă piața muncii ziua de astăzi? Au rămas o mână. Ei acum stau și spun așa, domnule, eu cifra mea de afaceri într-un an de zile pot să fie la valoarea următoare. Nu știu, 20 de milioane. Păi iau proiectul ăsta și cu ăsta, altul nu mai iau, că nu am capacitate.
gratis. Restul să aștepte. Pentru ei nu contează că lucrează constructorul la Târgovna, sau lucrează la Cumănești, sau lucrează la Adjun. Pentru ei lucrează. Și atunci trebuie să facem tot ce putem ca să ținem constructorii aproape. Că dacă dăm un exemplu de neseriozitate, și zic, bă, la Târgovna, păi am muncit, am făcut licitații, nu știu, eu la urmă că am plecat. Păi, nu mă duc mai la ea. Odată. Și el nu-i ca la, pe vremuri la CAP, la prășit. Păi, cu ziua. N-am prășit, tot banii aia. Nu. Dar fiecare zi de întârziere înseamnă cifră de afaceri cu un minus de ceva. Fie pe materiale, fie pe carburant, fie pe manoperă, fie pe orice. Pentru că el a licitat. Am licitat, ți-a spus, asta e lucrarea. Are interesul să o termine, cum spuneam, să înceapă ieri și să o termine poimine. Noi nu știm la momentul ăsta care constructor va fi, dar vă garantez că acel constructor care va fi desemnat câștigător va veni aici, în lumea asta, în prima ședință de Consiliu, dacă toate lucrurile evoluează într-un lucru, într-un mers firesc. Știu că se discută. Reprezentăm forme politice, reprezentăm interese, reprezentăm viziuni diferite. Dar aici suntem cu toții să facem administrație. Nu să lăsăm politica cum fac aia de la centru, de la București. Cam asta trebuie să vă spun acum în expunere. Dacă dumneavoastră doriți să mai primiți lămuriri suplimentare sau punctuale, eu vă stau la dispoziție cu toate documentele pe care le avem aici ceva. Și cu documente, nu povestit. Vă mulțumesc. În cazul în care nu se ajunge la termenul limită și a spus că este 1 milion și noi plătim dobândă. Milionul ăla ce se întâmplă cu el? Ăla trebuie pus tot de primărie, de administrat? Păi asta v-am spus. Dacă va fi să luăm credit de 1 milion, pentru milionul ăla, trebuie să îl asumăm de undeva. Din ai noștri. Plus dobândă. Plus dobândă. Dar nu-i doar... A, mă scuzați. Dar nu-i firesc să fie așa? Că până la urmă investiția a cui? Ia orașului. Rămâne o investiție în oraș. Singurul proiect european care, prin legislație, este permis să fie fazat, că ați auzit de numirea de fazare, este programul operațional infrastructură mare, POIM, în care județul Bacău are 400 de milioane de euro și Târgu Ocna are și o bucățică. Fazarea înseamnă că tot ce înseamnă costuri le preia guvernul. Asta înseamnă. Pe acel program. Iar Târgu Ocna intră în prima linie acum, pentru că s-a încercat licitație generală, au fost bătute licitații, nu, pentru că la capacitatea aia n-avea niciun constructor. S-au rupt atunci și s-au împărțit pe loturi. Și vă spuneam că Târgu Ocna era lotul cele 5. Noi, adică Târgu Trotuș, Târgu Ocna, Dofteana și Dărbănești. N-a mers nici așa. Au fost două licitații eșuate și acum le-au împărțit și pe alea în 3. Târgu Ocna separat, Dofteana separat, Trotuș și cu Dărmăneștiu în același lot pentru că au valori mai mici. Și Târgu Ocna intră prima la licitație. Am fost săptămâna trecută la director și spunea că, nu știu, în luna februarie speră să o încarce. Deci, aici suntem. Este o mare presiune și am spus și anul trecut, și am spus-o și anul ăsta, anul trecut la o dată cu impozitele și taxele. Am spus-o și mai devreme și am spus-o și acum două zile, că este o mare presiune pe oraș în această perioadă. Dar vom avea un salt în infrastructură, infrastructură rutieră, infrastructură de învățământ, infrastructură de mediu. Aici suntem. Nimeni nu aduce de acasă, nimeni nu duce acasă. Dacă unii greșesc, o să suporte consecințele, dar noi aici suntem să mergem înainte. Vă mulțumesc! Poftiți, domnule? Da, la acord, la proiectul cu cravă de 400 de milioane de euro, l-am aprobat tarifele, dacă mă aduc aminte, noiembrie 2020, când am început mandatul, de la 4 lei, azi am ajuns la 5,75 lei. Investiții nu s-au făcut nimic. Deci am ajuns deja la 5 lei și... Deci în 2 ani de zile... Deci am aprobat un grafic... Viața nu începe cu noi și nu se termină cu noi. Numai puțin. Am aprobat un grafic pentru de majorarea prețului la tarifului la apă potabilă și canalizare în vederea investiției care se va... Haideți să dăm timpul puțin înapoi și sunt în sală consilieri care au un mandat 2 sau 3. Evoluția prețurilor la utilitățile publice, apă, canal, salubrizare, se face ținând cont de mai mulți lucruri.
de starea infrastructurii respective, de serviciile care se fac în perioada aia și de evoluția prețurilor de atunci, de la tot materii și materiale. Păi în 2000, nu știu cât, s-a aprobat un grafic cu o expunere de 5 ani sau 7 ani, după care s-a reactualizat, iar valorile alea, în costul pe metru cub de apă, e un indicator, indicatorul de profitabilitate sau și indicatorul de redevență, pentru că pe apă, canal, operatorul este obligat să plătească o redevență proprietarului, fiecărei localități. Dar prin actul de înființare a societății CRAB, spune așa că toată valoarea redevenței se pune în contul de dezvoltare, adică în acea cofinanțare care trebuie să o asigure CRAB. A, când prețul de cost acolo, în 5 lei de la apă, poate există 50 de bani, 60 de bani, 1 leu, partea de cofinanțare la proiecte, ea n-a crescut, adică acum dacă a crescut de la 4 lei la 5 lei, înseamnă că a crescut datorită proiectelor, datorită manoperei, datorită serviciilor, datorită pierderilor, pentru că, bun, ne oprim. Ați văzut ce s-a întâmplat acum de 24? Da, dar mi-a venit de bine, a venit și doamna care spune proiectul în management atunci. Păi știu. Da. Tocmai, dar toată evoluția asta, nevirească a prețurilor, o preia prin această fazare. O preia cineva, pentru că dacă vom sta și vom mai sta încă un an sau doi, infrastructura este terminată. Asta ce s-a întâmplat pe 24. Pe luta magistrală de 400 de aici, pe jertfa lui la apă, că fac investiții. Și a stat și dumneavoastră acolo, la avarie. În seara când s-a constatat, ce s-a constatat acolo? Și-au făcut mediul online, Dorel și nu știu ce. Oamenii aia... Nu, vă spun, nu. Da, mediul ăla. Ca să asigure, nu am pic. Un ultim lucru la spital acolo. Spuneți. Vineri seara anunțe că a fost până la avarie. S-a apucă lucru. Păi haideți să vă spun dacă vreți să facem lucru. Uite, facem că ne deviem de la subiect. Să discutăm avaria. Preavaria. Da. Păi ne trezim vineri seara, când era apă pe stradă. Păi ce cu apa asta pentru că nu plouă? Păi apă pe stradă, o fi, băi, cred că de la ploaie. Bun. E apă de la ploaie, băi, atenție că vine iarna, că vine înghețul, dăm la companie, dă-i cu găsare dimineața să nu înghețe. Dimineață sună compania, băi, mai mult apă, nu-i de unde va veni. Păi ce apă? Să știi că pe laterală curge apa sub pod. Păi eu am fost personal. Curge apă, ieși apă de sub beton. Hopa, preavarie. Sună CRAB-ul. CRAB-ul zice, băi, pe conducta, uite aici, în exterior, să fie aia veche, să fie aia nouă, că la volumul de apă care ieșea, nu-ți dădeai seama ce. Bă, nu era o curgere de apă. Și a zis preavarie. Sună CRAB-ul, m-a sunat pe mine. Dom'le, ce fac? Închid apa? Băi, zic, era weekendul și urma 23 luni și 24. Bă, nu închide, că oamenii sunt acasă, că oamenii ăsta. Hai să vedem cât putem ține. Duminică seara sau sunt, cantitatea de apă a ieșit mult mai mare. Începea din ce în ce mai mult. Și atunci, ei au făcut notificarea că pe 23 închida avarie. Bun. Au zis, domnule, ne treabă. De cât e conducta? Ne treabă pe noi, că noi am făcut orașul. Băi, zic 400, că așa avem în documente. 400. Deci, aureu, la dimensiunea asta nu există piese, pentru că nu face nimeni piese din astea pe în stoc, că nu sunt piuliții. Păi, și la care vin directorul general de la adjunct de la Bacău și zice, domnule, și dacă e mai mare de 400? Că noi dăm comandă la Sibiu, dar dacă e mai mare? Păi hai să o desfacem. În momentul când a desfăcut 6-4 pe 23 dimineață, au constatat că era conducta fisurată, o ruptă, și datorită trepidației, era și dezaxată. Deci era... nu mai avea acea libertate. Și atunci, ca să nu închidem apa pe 22, că gaura s-a făcut pe 22, s-a pus un colier metalic ca să să obtureze cât se poate țărea apa, pentru că ea fiind dezaxată, colierul ăla cu centra. După ce, bineînțeles, conta mea era de 400, era de 450. Pentru că așa era. Mașină, du-te la Sibiu noaptea, pornește fabrica, că erau lideri, pornește, nu știu, o societate acolo, a făcut piesa aia de legătură, în noaptea s-a întors cu ea de la Sibiu și așa a făcut avaria. Pe data de 23 au început, 24 dimineața erau cu piesa venită. Așa se întâmplă. Asta înseamnă utilități vechi. Nu mai vorbim de pierderea ta. Da, dar scuze, haideți să închidem subiectul. Haideți să închidem subiectul, că după aia ne uităm de la de cine mă duc aici. Poftim? Dacă a luat în dezbatere. Nu, dar... De asta am...
Vă rog, dacă domnul director. Domnul Traian. Înainte de a începe, vreau să le spun bine ați venit, domnul Zor, aici la noi, sala ședințe. Îl cunosc pe domnul profesor Iadim și atât cât pe dânsul, cât și pe domnul profesor. Știu că își doresc foarte mult la școala numărul 2 să fie ceea ce a fost odată. Acolo am învățat și copilul meu și o să-i dau girul. Dar înainte să-i dau girul, vreau să formăm o comisie din la școala 2, din consilieri și din aparatul dumneavoastră, domnul primar, care să fim tot timpul să urmărim lucrările și să începem. Doresc să menționați asta, deci să fim, să știu, uitați la articulatul Mănești, m-a informat un domn consilier că au și început lucrările la două școli. Comănești, acum au mutat copiii din două școli și au și început lucrările. Vedeți? Haideți, o să vă spun ceva după cinchii de camere. Da. Da. Bun. Păi vedeți dumneavoastră că toți își asumă și tot se chinuie și tot... La două școli înseamnă că fără astea, că astea sunt licitații, astea n-au când să înceapă lucrările. Două școli, au mutat copiii. Am ținut permanent legătura cu domnul director. Și permanent, domnule, când mutăm copiii? Și am zis, domnule, îi mutăm exact când am certitudinea că începe, pentru că disconfortul să fie minim. Și dacă vom reuși să-i mutăm la 1 martie, pentru că acum noi am spus acolo 90 de zile de proiectare. Dar dacă este asociere de proiectare și execuție, se pot și se pot muta copiii pentru că au unde să se mute. Când se face proiectarea, constructorul poate să facă decapajele. Pentru că pregătirea terenului îl poate face. Sau știu eu lucrările pregătitoare de amenajare a organizării de șantier sau ce mai are acolo, dacă legislația îi permite. Și atunci mai putea avea, nu știu, 5 zile câștig. Am spus așa, asta cu domnul director. Știu că își dorește foarte mult și știu că e capabil să facă mult mai multe decât își dorește pentru școală. Trebuie să fim pentru școală și pentru oraș, că nu suntem, nu e nimeni contra pentru oraș. Dar trebuie explicate înainte de exact ca acum să... Știi că explicații au fost destule, am înțeles toți despre ce este vorba. Eu vă citesc acum, pentru că, așa cum, legislația ne obligă, nu că am inventat-o noi, în data de 9.06.2022, odată cu semnarea contractului, cel mai spus mai devreme, eu am emis dispoziția de desemnare a echipei de implementare, care ne obligă legiuitorul să o facem. Și e format așa. Axa de implementare dezvoltarea, manager de proiect, Mirun Vasilic, șeful serviciului de la achiziții, asistent manager, Cosma Dana, birou, strategii de dezvoltare și investiții. Asistent de manager și Locinele Alina, același birou de dezvoltare, responsabil financiar Ciobanu Iulia și consilier în cadrul serviciului buget contabilitate, responsabil achiziții publice Anca Socaci, responsabil tehnic Volianski Roxana, responsabil tehnic Dichisianu Dan. Acești oameni sunt... un moment! Acești oameni au fost implicați și la școala numărul 1, iar la școala numărul 1, doamna director a desemnat pe fiecare etapă câte un specialist din școală. Când a fost partea de construcție, a desemnat un inginer, când a fost partea de IT și tot ce a fost cablu, sârme, curenți și toate alea, a fost un alt... Așa vom face și aici. Iar din partea Consiliului Local. Cine dorește dintre dumneavoastră? Oricine. Mai e timp, da. Oricine. Hai sau oricât, toți, 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 da, toți, nu ne obligă nimeni, nu ne obligă nimeni ca în orice zi, când drumul le va duc la primărie sau va duc în șantier, să ne interesăm, să monitorizăm, să supraveghem, să punem numărul cu o idee, cu o soluție, pentru că întotdeauna se schimbă, așa e la șantier. Mai apare o oportunitate, mai apare o nefuncționalitate, mai apare o provocare, mai să... și să o facem. Aici este obiectivul. Nu propun acum, domnul Antoche, nu se trece. Bine, mă sacrific atunci. Mă sacrific. Da, și eu îl propun pe domnul Barna. Deci, tu ești suficient, nu? Domnul suficient, nu? Da. Bun. Acestea vin. Eu aș vrea să ne prezint un pic, dacă permiteți, și... Domnul profesor, da, domnul director. Da. Poftiți, domnul director.
Bună ziua și bine v-am găsit, am asistat cu interes la discuțiile de astăzi. În primul și primul rând, Eduard Dumitru este numele meu, sunt directorul școlii gimnazială nr. 2. Primul și primul rând vreau să le mulțumesc colegilor din conducerea instituțiilor de învățământ din Târgu Ocna, dar și reprezentanților din Consiliul de Administrație a părinților și reprezentantei de la sindicatul din învățământ, prezenți aici, care au venit să ne susțină punctul de vedere. Ceea ce vreau să spun este că interesul general este al copiilor noștri. Copiii noștri sunt prioritari. Sunt, practic, motorul orașului nostru și viitorul orașului nostru. Și atunci, de ce să ne oferim oportunitatea de a învăța într-un mediu deschis și într-un mediu curat? Spunea domnul Barna un pic mai devreme ceva referitor la întâlnirea noastră din Consiliul de Administrație de ieri. Da, e foarte important să înțelegem faptul că condițiile fizice din școală se degradează pe zi ce trece. Vă invit la școală când vreți, până începe lucrările, dacă vă începe, dacă vă dați girul și nouă le-ar plăcea să se întâmple chestia asta, vă invit să vedeți tenguiala căzută. Vă invit să vedeți cum încercăm să gestionăm anumite probleme, da, la anexă, acoperișul are probleme și se infiltrează apă în tavan la etaj. Sunt probleme de genul ăsta pe care nu le putem rezolva doar la nivel de școală. Nu avem capacitatea asta la nivel de management al școlii. Și atunci, cea mai bună soluție pentru școala noastră și pentru elevii școlii noastre este să ne sprijiniți în implementarea acestui proiect. Acum, nu peste 3 ani, dacă se va merge pe următor exercițiu bugetar, cum s-a propus, și asta ar însemna, evident, să ne ducem cu proiectul încă 3-4 ani și mă gândesc acum inclusiv la colega mea de la Liceul Tehnologic, care și ea își dorește aceeași lucru pentru Liceul Tehnologic. Și e important să mergem ca un tot unitar la nivel de oraș, că nu suntem în concurență. Nici noi cu școala 1 sau cu colegiul, îmi pare rău că a trebuit să plece un pic mai devreme, da? Și cu Liceul Tehnologic sau cu colegiul. Funcționăm ca un tot unitar și e bine, e important să fim eficienți împreună. Eu vă mulțumesc că atâta am de spus. Mulțumesc. Poftiți, doamnă. La școala 1, da? Da, la eu? Da. Despre ce s-a întâmplat la școala 1? Da. În zilele noastre. Da. Bună ziua. Și bine v-am găsit. Vreau să zic că sunt aici în semn de solidaritate și de susținere pentru colegii mei de la celelalte școli și în semn de mulțumire pentru dumneavoastră, stimați consilieri, pentru că eu, cum să zic, eu nu am cuvinte să mulțumesc și mi este jenă de colegii mei, pentru că la noi în școală și la liceu și la grădinițe s-au întâmplat foarte multe lucruri, adică toate numai de bine. Este un confort extraordinar acum pentru copii în primul rând. Și mă gândeam la ce spunea colegul meu. Și mă gândeam și dădeam timp în urmă cum eram și noi atunci când dumneavoastră trebuia să votați. Și mă gândeam că s-a întâmplat, nu știu, probabil că așa lui Dumnezeu, să vă asumați atunci la momentul respectiv și v-ați asumat destul de multe. Și noi ne-am bucurat de tot ce s-a întâmplat, adică de toate reabilitările și au fost în timp scurt. Nici nu ne așteptam să fie toate în timp așa de scurt. Pentru că știu că au fost grădinițele mutate în școală, le-am dus la loc, ne-am mutat noi la școala 3. Chiar mă așteptam să stăm mai mult la școala 3 și chiar mulțumesc și colegilor de la școala 3 care gestionează și școala 3 și dumneavoastră. Pentru că și acolo, în acest timp, au fost reabilitate parte din spații și sunt 14 spații în care se poate învăța.
dar nu pentru mult timp, pentru că și acolo, dacă știți foarte bine, și acolo, la școala 3, în aripa veche, acoperișul abia stă, adică în scurt timp ar trebui să se întâmple, pentru că mi se pare că este cel mai bun loc de repute pentru elevi în momentul ăsta, pentru toate reabilitările. Este un loc perfect unde noi ne-am putut desfășura activitatea în condiții extraordinare. Au fost reabilitate acolo câteva clase din aripa veche, care nu mai erau funcționale. Și chiar datorită dumneavoastră le-am putut utiliza. Și ăsta este un punct bun pentru oraș, în primul rând, pentru noi. Și vedeți că, nu știu, eu zic că pentru noi s-a întâmplat o minune, că în timp scurt ne-am și mutat în școală. Copiii beneficiază de laboratoare. Pentru că și la școala 2 bănuiesc că sunt acum spații, nu zic că nu, dar într-adevăr că pe timp ce trece se degradează. Și faptul că au laboratoare, nu vă spun cât de încântați sunt, că pot să-și țină și ei lecțiile în laborator, în laboratoare de specialitate, pe științe, pe chimie, pe biologie, pe fizică, pe geografie. Și sunt foarte încântați, adică este altceva dacă mă duc acum să le dau un chestionar, cum le-am dat înainte de reabilitare și au spus atunci din tot sufletul ce își doresc, chiar acum au cam ce și-au dorit ei. Și mă gândesc acum și la copiii de la școala 2, că bănuiesc că este exact la fel. Toți își doresc același lucru. Și părinții. Și probabil că toți așteaptă de la dumneavoastră, exact cum s-a întâmplat și la noi, așteaptă o asumare, o responsabilitate. Eu știu că este foarte greu. Dar fără să riscăm în viață și fără să ne asumăm, eu zic că nu putem face nimic. Că și noi până la urmă gestionăm niște bugete acolo și noi ne asumăm anumite lucruri. Când avem de reparat, ne asumăm. Tot timpul este destul de greu, dar fără asumare și fără riscul în viață, eu zic că nu putem face nimic. Și eu vă mulțumesc. Și încă ceva vreau să vă mai spun. Acum profit de ocazie că am fost invitat aici. În scurt timp, sper să se întâmple, să vă invit pe toți în școală. Mai avem așa câteva lucruri de finalizat și să vă invit pe toți în școală, dumneavoastră, domnii consilier și pe domnii de la primărie care ne-au ajutat și eventual și consilierii din anii precedenți, care au fost în Consiliul de Administrație a Școlii, ca să vedeți școala, să vizitați și eventual stăm la masă rotundă, trebuie și sfințită școala. Și o să vedeți că este foarte, foarte bine ceea ce dumneavoastră ați hotărât acum ceva timp în urmă. Pentru noi este bine. Și chiar aș vrea să se întâmple și pentru copiii de la școala 2, pentru că până la urmă sunt tot copiii noștri, sunt tot copiii orașului și nu știu dacă părinții de la copiilor de la școala 2 ar fi chiar, nu știu, mai, nu știu ce să zic, nu cred că s-ar simți confortabil ca să nu ne asumăm acum, dar ne-am asumat într-un timp anterior pentru o școală, zic și eu. Adică trebuie, zic, nu sunt în pielea dumneavoastră, dar mă gândesc, eu chiar m-am gândit, dacă aș fi eu acum consilier, cum aș proceda? Riscul este minim aici, cred eu, dar asumarea este o responsabilitate noastră. Mulțumesc și aștept să vă invit la școală, să știți, cu nerăbdare. Probabil unii dintre dumneavoastră ați fost la școală, ați văzut parte din școală. Sper să vă placă. Și încă o dată vă mulțumesc pentru că la momentul respectiv v-ați asumat pentru școala 1 și vă rog să aveți grijă și de școala 2. Mulțumim și pentru invitație, numai să nu ne supuneți pe un examen. Deci, cu siguranță, pe toată sala, pe toată sala, trebuie să ne asumăm și asta. Facem vizita asumată. Mai repetăm și noi. Da? Dacă mai dorești cineva, domnul? Eu vreau să vă rog. Vreau să... Într-adevăr, ce știu la directoare, mă încheiem. Copiii sunt răi. Unul îi spune celuilalt ce școală frumoasă am eu. Ce mândri sunt copii care vin de dimineață de la ora 7 la școala 1 cu mare drag. Pentru că ce-au fost și ce-au. Eu fiind vecin acolo la școală. Faceți un efort și de conștiință și de dorință și nu cred că aduce cineva ceva de acasă dacă vă asumați acest exercițiu. Nu cred. Și eu știu că toți sunteți implicați și așa cum ați venit la școala 1, rând pe rând, care și cum s-a nimerit domnul consilier și au verificat lucrări, au vorbit cu inginerii, s-au implicat, așa va fi și pentru școala 2.
Eu doresc foarte tare să fie copiii mulțumiți, părinții mulțumiți și bunicii mulțumiți, că mâine, păi mâine, nu mai avea și eu nepot și aș dori să învețe la o școală întotdeauna. Zic, una modernă de care să fim mândri. Și suntem, doamna directoare, frumoasă școală, așa-i? Frumoasă grădinița. Nu este, dar ne place și strălucește în orașul ăsta și cred că se vede din satelit. Faceți, dar vă spun drept, suntem tare mândri. Și părinți, am părinți care au copii la această școală, la dumneavoastră, la școala 1. Am copii care învață la școala 2, salariații. Și cum? Dar ce simte părinții? Eu vreau să vă întreb, până la urmă, aspectul și dotarea școlii 1, o să vă cam, este normalitatea anului 2023 da, în care exact. Trăim. Adică vrem foarte mult, dar trebuie să avem infrastructura necesară. Hai să avem laboratoare și la școala 2, hai să avem calculatoare și la școala 2 și toate cele necesare să-și desfășoare copiii noștri activitățile școlare și extrașcolare în bună regulă și să se dezvolte, că noi ne punem bazele pe ei. Ei sunt viitorul nostru. Păi hai să-i școlim, fraților, în condiții bune. Și zic, căutați în dumneavoastră, căutați putere, lăsați justificările și motivările și hai să punem numărul. Și dacă o fi nevoie, mărim un pic taxele. Eu o să zic, mărim și dăm ca să meargă orașul ăsta bine odată pentru totdeauna. Vă rog frumos! Mulțumim! Reveniți! Mulțumim! Dacă mai doresc pe cineva. Creșa este finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL. Am semnat la București la început de anul acesta actul adițional de finanțare a Ministerului Dezvoltării cu orașul Târgu-Ocna, dându-i termen până în 2024. Nu știu, februarie, sau nu știu. Da. Nu da. În luna aprilie s-a declanșat procedura de licitație. S-a liberat în august, a fost desemnat votul final, în august? Ba da, înseamnă, în august a fost desemnat votul final. Sunt două programe care funcționează diferit. Exact, la acești mecanism proiectare și celălalt e același mecanism. Nu, proiectarea și acolo, păi proiectarea acum este proiectarea la creșă. Da, dar acel mecanism este de licitație, de implementare, în licitație tot ca e. Același pași de urmă, același pași. În general lucrări tot așa. Da, și lucrările încep acum, în câteva... Păi din acum deliberat să încep la... Care în august? Au fost desemnat constructor. La august? Nu. Toate trebuie. August a fost desemnat constructor. Păi da. Da. Păi da, vize și pe cea. Bun, perfect, perfect. Și iată că acum cupa de excavator a intrat acolo. Asta e important. Iar desfacerea corpului de la școala numărul 4 și doamna, domnul director știe. Am spus, domnule, nu o desfac decât când văd ordinul ăla, pentru că zic, ferească Dumnezeu, se întâmplă ce se întâmplă. Și rămânem cu o construcție în minus. Chiar dacă era așa cum era. Și acum, când am avut certitudine că lucrurile încep, să știți că suntem și într-o perioadă atipică. Știm cu toții că 15 noiembrie, 15 martie era dedicată activității de iarnă pentru constructori. Nu se lucra. Era standard. Muncitorii stăteau și își încărcau bateriile, constructorii își făceau revizii tehnice și toate alea. Vremea atipică ne-a făcut ca să se dea peste cap toate mecanismele astea. Că nimeni nu știa, domnule, intrăm în iarnă și ieșim în martie. Iată că lucrăm în ianuarie, am lucrat în decembrie. Deci nu, și atunci trebuie să câștigăm orice zi. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt probleme, supunem votul Consiliului Local proiectul de hotărâre privind asumarea de către orașul Târgu Ocna a costurilor de finalizare pentru proiectul dezvoltare, modernizare și dotare infrastructurii operaționale din cazul școlii numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, după data de 31.12.2023. Cine este pentru?
vârstă, dată! Eu cred că asta este normalitatea. Mai ceva? Este o normalitate. Că de asta suntem aici. Deci împotriva abțineri nimic. Eu vreau ceva la diverse și chiar vreau să punctăm că suntem aici în forma aceasta. Vă mulțumesc și eu pe numele colegilor din instituție și vreau să facem tot ce putem. Scuze, da, și după aia. Da, foarte corect, fiecare ne asumăm votul în sală. Nu dacă sunt voturile, cumva e proiectul mai divergent, să lipsim. Atât mă vreau. Păi vedeți, până la urmă, de asta suntem aici, să facem administrație. Să lăsăm puțin deoparte competiția care ne-a adus aici. Mi-aduc aminte că am discutat. Și să lăsăm competiția politică și... Și o vedea urmă. Și politică și le băgăm sunt proiecte și pentru orașul. Haide să le aprobăm și să nu ne mai... Am făcut o paranteză spunându-i domnului președinte acum în comisie. Ce ar fi fost? Ca atunci înainte cu desemnat în ultima sută constructorul pe valorificare turistică, pe care acum îl arătăm cu degetul, că face, că nu face, nu știu ce, și cel care locuiește pe strada, care e implicat în proiect, să primească mesajul, bă, stai un pic, că cred că Consiliul Local are o problemă și s-ar putea să nu asta. Și că tu știai că noroiul e cât genunchiul. Nu te simți confortabil. Nimeni. Și atunci, da, închidem subiectul ăsta, vă mulțumesc. Și mai e o problemă. Și dacă toți suntem aici, ați văzut ce s-a întâmplat la nivel de județul Bacău, într-o instituție școlară. Vă rog următorul lucru. Dumneavoastră, conducere și managementul școlii, împreună cu toate cadrele, noi, din punct de vedere al sistemului administrativ, executiv, primar, asistență socială și celelalte departamente, dumneavoastră, ca și consilier local, în toate comisiile, instituția poliției, jandarmeriei, mare atenție cu ce se întâmplă cu acești tineri ai noștri. Vulnerabili, energici, poate inspirându-se din diverse aplicații ale internetului, filme, tot felul de provocări, să nu se întâmple ce s-a întâmplat în alte unități școlare. Nu suntem la distanță mare, pentru că și noi gestionăm 1000 și de copii, 1000 și de vieți, din toate palierele sociale, din toate cartierele, din localitățile limitrofe, cu personalități, cu familii, cu provocări, cu sentimente, cu așteptări, cu de toate. Toleranță zero. Dacă aveți o informație, dacă prindeți un fir, pentru că lucrurile nu s-au întâmplat ieri, prima dată, sau când s-a întâmplat cazul. Acei tineri făceau această acțiune mai veche, dar nu au curaj ceilalți. Și atunci, asta este important, să vedem dacă lucrurile se întâmplă. Și toleranță zero la asupra unui copil, la unei familii, a unui, că a greșit. Lucrurile astea nu ne putem juca cu ele. Și vă rog, pentru că, vedeți, consumurile de tot felul de băuturi energizante, alt tip de numire, care se întâmplă pe la colțuri, prin adăpostul serii, îi fac să fie mult mai energici. Sunt copiii noștri, putea fi oricine copilul nostru, cel care a agresat sau cel care a primit agresiunea. Că nu putem ști în spatele tricoului ce rotițe se învârt în memoriile lor. Vă rog mult neapărat, vă rog mult distinție oficialități din cadrul învățământului. Mulțumesc! Ai probleme? Da. Cel tehnologic există un corp cel, cred că ea poate e al doilea corp. Acolo cu acoperișul ăla îi rup cam din mult și îi găuri cam bine. Corpul ăla este în proprietatea Consiliului Județean. Noi suntem administratorii pentru că ne-a fost dat întreg patrimoniu de acolo în gestiune. Acel proiect încercăm să-l suprapunem pe o finanțare de dezvoltarea unui posibil campus sau posibil spațiu de cazare, fie printr-un program gestionat de autoritatea locală, fie printr-un parteneriat public-public.
Vedem o instituție, sunt mai multe instituții care sunt interesate de dezvoltarea lui acolo. Zona, eu știu că e securizată. Dacă nu e securizată, haideți să o resecurizăm. Dar nu e vorba de securizare, e vorba că dacă acoperișul are găuri. Acel acoperiș este deci, compromis. Dar trebuie făcut măcar ceva, pentru că dacă, chiar dacă e compromis, se poate pune ceva să spurgă apa ca să nu distrugă și peretele, ca să poată să rupă. Aici, da, putem să... Adică se poate face ceva. Măcar acolo o prelată ceva. Da, acolo, da. Da. Pentru că infrastructura lui este... Eu am fost acolo. Infrastructura din interior este putetă, pentru că... Și uitați, este o mare problemă. Și eu pot să o spun. Și instituția, această clădire a noastră, a primăriei, în care noi discutam că ne-ar trebui un sistem de monitorizare, de, avem mari probleme la acoperiș. Are 100 și de ani, stăm cu folii în pod și tot timpul am lăsat investiția de aici spunând că avem nevoie de un trotuar, că avem nevoie de un parc, că avem nevoie de o bancă, că avem nevoie de un metru de țeavă, că avem nevoie de o unitate școlară. Haideți să gândim un pic, pentru că trebuie să o păstrăm această clădire. Dacă acum 100 și de ani niște oameni, niște bunici ai noștri au construit-o și era un sat cu case, că nu erau numai case cu etaj. Au făcut un astfel de obiectiv și noi cred că trebuie să ne asumăm și să aruncăm niște bănuți acolo, din puțin pe care îl avem, la rectificarea următoare, să reparăm acoperișul. Că cu cât trece timpul, cu atât se degradează. Restul, că vom face reabilitare termică, energetică și toate celelalte, vom vedea cum, dar acoperișul este prioritar. Eu vă invit oricând să mergeți să vedeți cum sunt foliile împotuse, că și chiar plouă. Știți, în sălile de alături, astea. Ar fi păcat. Eu știu că apare chestia asta. Tichie de măritar. Primăria trebuie reparată, care unii ar prefera să nu mai fie. Dar nu trebuie să ne uităm la cei care... E reprezentativ. E absolut. Mulțumesc. Propunerea în Consiliu și Consiliul o să discutim. Dacă tot am luat un vechi, am avut componenta C11 pentru turism, cultură, investiții, modernizare și crearea muzeie. Poate ne încadrăm la Casa Borisov, pe PNRR. Și primăria, poate. Să vedem. La nimic muzeu. Mai când e muzeu? Dacă e regimile pentru orașe. A fost o trebuie. Da. Da, e mis. Dacă l-am făcut și la altă. Ne uităm, da. Mulțumesc. Pe grupul de Casa Borisov. Da. Dragi Parești. Deci? Mai sunt probleme? Nu. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare și de ajutor în conducerea ședinței.